obiectiv al negocierilor și anume reducerea ce se, se va aplica de la 1 octombrie printr-un proiect de lege. Cât de fezabilă este această măsură și de ce era nevoie de ea de anul acesta? De ce ați insistat să fie aplicată de anul acesta? Haideți să vă răspund invers. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că practic această reducere a taxării forței de muncă era principala solicitare din partea mediului de afaceri. Cred de altfel nu doar că în programul Uniunii Socialiberale liberale cu care am candidat, cred că și în programul opoziției reducerea CASE cu 5 puncte procentuale este prezent și rar se întâmplă ca toate partidele politice să aibă același obiectiv economic. Realitatea este că ai două efecte. În primul și în primul rând scoaterea de la gri sau de la, chiar de la munca la negru a unor contracte de muncă care există în realitate și angajatorii, tocmai ca să nu plătească contribuții foarte mari. Preferă să plătească la negru sau la o sumă la salariu minim și restul în mod nedeclarat. Și în al doilea rând, pentru că foarte multe din companiile care au venit și la mine și la alți miniștri în această perioadă, vor să-și facă un business plan pe termen mediu și lung, la care spun da, e foarte bine cotă unică 16%, da, e foarte bine ce ați făcut cu prețurile la energie. Ajutați-ne și pe partea cu reducerea taxării muncii și atunci cu siguranță business planurile pentru viitor includ locuri de muncă. Deci scopul principal, cât mai multe locuri de muncă, pentru că celelalte date, și aici mă întorc la ce am discutat cu cei de la FMI și Comisia Europeană, avem creștere economică, avem deficite foarte mici, avem o inflație foarte mică, suntem în, în grafic cu absolut toate angajamentele de politică fiscal-bugetară, și principala provocare a României este să creeze noi locuri de muncă. Eu am spus și cred că oricine se va așeza în scaunul meu va spune același lucru. Până când nu reușim să avem măcar același număr de angajați cu cel de pensionari, nu putem să spunem că peste 10 ani sau peste 15 România poate să, -și, să se dezvolte. Ori reducerea CSE-urilor era tocmai în acest sens. Dacă e sustenabilă acum, de în acest motiv n-am pornit de la 1 iulie, pentru că ar fi însemnat un impact bugetar de peste 2 miliarde pe care îl puteam acoperi, dar nu era absolut sigur. De la 1 octombrie, categoric, cei 850 de milioane impactul negativ pe buget îi avem deja prin colectări superioare la buget și prin reducerea unor cheltuieli, de fapt, bafurul chiar mai mare de 850 de milioane. Dar niciun guvern și niciun om gospodar nu zice, bine, ok, cheltui toți banii deodată. Ci, practic, mai avem o rezerve pentru situații neprevăzute. Deci, pentru anul 2014, de ce cei de la FMI și Comisia Europeană nu au declarat că sunt împotriva? Pentru că le-am arătat, avem banii pe 2014, nu, este niciun, nu schimbăm nimic din țintele pe care le-am stabilit împreună. Pentru 2015, la momentul întocmirii bugetului pe 2015, categoric impactul negativ trebuie compensat prin venituri superioare sau uh, reduceri de cheltuieli. Deci, pe 2014 lucrurile sunt foarte clare și pe 2015, mai, coaliția pe care eu o conduc, dar cred că, nu știu, să zic să vină și opoziția la putere și ei vor spune la fel ca și noi, și anume că. Această reducere a cse a fost un obiectiv fundamental și trebuia făcut. Mai vreau să spun un singur lucru, sper să nu fie prea lung răspunsul. În programul USL au fost două tipuri de măsuri. Pe de-o parte, măsuri de reparație socială, în special ale PSD-ului. Să dăm înapoi pensiile care au fost tăiate, să dăm înapoi salariile, să reducem TVA-ul la pâine, să dăm înapoi militarilor, diplomaților, aviatorilor, ceea ce li s-a tăiat. Pe de altă parte, niște măsuri de factură liberală, care au aparținut în special uh, colegilor liberali care au participat la program și au fost atunci domnul Taricianu, domnul Chițoiu, domnul Rușanu și care au spus trei lucruri. În primul rând, menținerea cotei unice și s-a păstrat, și se păstrează în continuare. În al doilea rând, scutirea de impozit a profitului reinvestit și de la 1 iulie valabil acest lucru, e deja în vigoare. Și în al treilea rând, reducerea CSR. Uh, practic, uh, în noiembrie ne prezentăm cu. Toate punctele importante ale, din punct de vedere economic ale programului cu care am candidat îndeplinite, ceea ce e, nu doar în România, cred că și în Europa e un lucru destul de rar și mă face să fiu foarte mândru și să spun că pot să promit alte lucruri atât timp cât cele pe care le-am promis în 2012 le-am realizat. Sincer, aștept cu, cu mare nerăbdare să văd cum se va vota în Parlament. Cu siguranță coaliția de guvernare va vota pentru, pentru că am avut deja o consultare în acest sens. Eu cred însă că și parlamentarii PNL și PDL nu, vor, nu se vor alia unui punct de vedere greu de explicat. Al, nu știu, cred că domnul Predoi și domnul Iohannis au zis că se opun reducerii aceste. Cred că și parlamentarii PNL și PDL, indiferent de ce spun liderii lor, vor vota pentru, pentru că e totuși în programul lor de guvernare iar președintele Băsescu va promulga legea Așa, e și un mic e și, recunosc că este și un fel de șah politic Așa. pentru că atâta timp cât ai făcut o moțiune de cenzură împotriva guvernului că nu reduce CASE-ul și acum când am redus CASE-ul ei spun că sunt împotrivă Așa, Așa. De ce că spun asta? Cred că și domnul Iohannis și domnul Așa. Predoiu că am usurat, dacă... nu, Eu cred că amândoi sunt oameni lipsiți de experiență politică și au pornit pe ideea că ei trebuie să fie contra la orice. <laughs> și la un moment dat nu au fost atenți și au fost contra lor. <laughs> e, e o chestie de lipsă de experiență și de lipsă de, cum să vă spun, de inteligență politică. Pentru că uh, ideea este nu să fii totdeauna contra, ci atunci când uh, adversarii propun un lucru bun să-l sprijini. Ori uh, aici au fost un pic luați de, a, să zic, să de electorală Care s-ar aplica în prima zi a campaniei pentru prezidențiale? Ei au vrut să dea jos guvernul că nu o aplicăm. Asta a fost scopul moțiunii de cenzură. Acum, știți cum, dacă nu o făceam, o spuneau că au dreptate cu moțiunea de cenzură. Dacă o facem, repet, însă, aici e vorba de doi lideri care nu prea știu politică și nu știu economie, Niciunul dintre ei, nici, nici domnul Predoiu, nici domnul Iohannis, și nu știu argumentele care stau la baza lor unei măsuri economice. Ce înseamnă impact bugetar negativ, ce înseamnă venituri, cheltuieli suplimentare. Și atunci au reacționat așa, ca doi jurnaliști de opoziție. Însă sunt convins că parlamentarii opoziției vor vota această măsură, pentru că e o măsură bună pentru România. Vreau să vă spun pe înțelesul, așa, al tuturor oamenilor, că practic ceea ce economisește o firmă pentru 20 de angajați prin Asta această reducere. Să vă spun pe înțelesul tuturor. Deci la, de la 20 de angajați, prin reducerea acesta a cse ului economisești salariul pe care îl plătești celui de-al 21-lea. Deci, practic, la 20 de salarii ați poți mai faci încă un loc de muncă și nu te costă nimic. Ceea ce nu e deloc puțin lucru. Este evident că se vor face niște economii din partea angajatorilor. Ca te corect, da. Voastră, dar credeți că vor merge și în salarii aceste economii? În primă fază, probabil că nu, pentru că angajatorii s-au plâns tot timpul de, de această încărcătură fiscală. Și atunci cred că primul lucru vor scoate, de fapt, la suprafață ceea ce plăteau la gri și vor pune pe cartea de muncă, cum se spune, salariul întreg. Ceea ce vreau că oamenii poate în prima clipă nu realizează avantajul. Dar de fapt ce se întâmplă cu acele asigurări? Este vorba despre pensie, este vorba despre sănătate, este vorba despre șomaj. Fiecare spune, domnule, eu mai am mult până la pensie, sunt sănătos, am un loc de muncă. Da, da, oricui se poate întâmpla să aibă nevoie de oricare din aceste trei, din aceste trei direcții fundamentale ale protecției sociale și atunci nu-i puțin lucru să te duci să vezi că pe cartea de muncă, de fapt, ai un salariu mai mic decât ai câștigat. În a doua fază, evident că la momentul la care angajatul își negociază salariul cu angajatorul, fie că e vorba de un salariu individual, fie că e vorba despre contracte colective acest lucru nu e o înțelegere secretă între guvern și angajator cu reducerea cu 5%, e ceva public. Și practic practic fiecare angajat va ști să-i spună patronului, muncești bine, îmi fac datoria, tu ai câștigat 5%. De la guvern e normal ca acest lucru să se simtă și se simte de fapt în creșterea venitului real realizat de către angajator. Vreau să revin un pic la sustenabilitatea măsurii, ținând că dumneavoastră ați anunțat că nu vor fi uh, nici uh, taxe și nici impozite suplimentare. Da, chiar nu vor fi, pentru că așa cum am spus în 2014, uh, avem veniturile suplimentare necesare și o reducere a cheltuielor care ne permite ca acest impact negativ să nu însemne alte taxe și impozite și nici să nu însemne o ieșire din ținta de deficit pe care am stabilit-o Comisia Europeană. Acest lucru a fost posibil, vă spun foarte direct, pentru că, în primul rând, România au muncit mai mult anul trecut și atunci, având creștere economică, avem încasări suplimentare și pentru că, încet, încet, mai încet decât mi-aș dori eu, dar totuși lucrul ăsta se simte, acea reformă a direcției antifraudă de la ANAF, a și plus toate anchetele pe care și presa l a mediatizat din partea procurorilor împotriva celor care făceau evaziune fiscală cu TVA, împotriva celor care uh, făceau tot, tipul, tot felul de acest gen de, de infracțiuni, uh, a început să se simtă. Mai este un, uh, un moment esențial, din punctul meu de vedere, când încasările la buget vor crește semnificativ, intrarea în vigoare a codului insolvenței. Acolo a fost o decizie. Uh, politică, întâi președintele Băsescu a refuzat promulgarea, după aceea, mi se pare, colegii de la PNL au contestat la Curtea Constituțională, dar Curtea a respins cu 9 la 0, contestația a fost o tragere de timp. În momentul în care ai noul cod al insolvenței și în momentul în care mulți din cei care până acum intrau în insolvență ca să nu plătească taxele și impozitele la stat și ca să nu-și plătească datoriile la, la beneficiarii privați, deci din acel moment vom mai avea încă un moment important de creștere, a, în primul rând economică, pentru că îi elimin pe cei care afectează competitivitatea economică și în al doilea rând să simți la buget, pentru că nu mai poți să fugi cum se întâmpla până acum, te declarai în insolvență și stăteai bine mersi acolo și nu plăteai nicio taxă și niciun impozit. Deci cred că din acest punct de vedere toate datele pozitive ne îndreptățesc să credem că putem să luăm această măsură. De asta am văzut, așa era un fel de supărare, că de ce nu ne ceartă femeiu sau Comisia Europeană? Nu ne ceartă pentru că au văzut cifrele și pentru că știu că atunci când au spus că o să avem creștere 1,6, am avut 3,5. Atunci când au spus că facem 3 deficit, am făcut 2,6. Adică e prima dată când, doi ani la rând, România merge mai bine chiar decât și-au imaginat ei. Că tot vorbeați de acordul femeii, este sau nu nevoie de acordul femeii pentru aplicarea acestei măsuri? Pentru că a rămas așa un pic neclar. Și care sunt acum relațiile dintre noi și femeii? Acordurile cu cele trei instituții, pentru că, sigur, femeiul este cel mai folosit, dar, din punctul meu de vedere și, în realitate, acordul Comisiei Europeane e cel mai important. Deci acordul cu Comisia, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială sunt operaționale. Asta înseamnă, mai direct, Comisia Europeană ne acordă acel top-up de 10% pentru finanțări la fonduri europene. Că asta înseamnă, de fapt, e beneficiile acordului. Fondul Monetar Internațional ne pune la dispoziție, în orice moment am avea nevoie să accesăm linia de credit de 2 miliarde. Nu avem nevoie, dar dacă, Doamne, feresc, se întâmplă cine știe ce cataclism, mâine putem să accesăm. Banca Mondială. Are aproape un miliard uh, credite pentru sănătate, pentru educație, sunt le folosim zi de zi. Deci acordul este absolut operațional. Mai departe, uh, asta s-a explicat de fiecare dată un pic strâmb în România ca să dai vina pe alții. Nu femeiu a tăiat pensiile, și salariile în 2010, guvernul României le-a tăiat și sigur femeiu a zis dacă asta e soluția, e în regulă. Și acum e la fel. Femeiul nu ne spune reduceți sau nu reduceți contribuțiile de asigurări sociale. Ei vin și spun, la sfârșitul anului vrem să vedem dacă vă păstrați în deficitul de 2,2%, dacă v-ați îndeplinit acele standarde pe care până la urmă le au toate țările Uniunii Europene. O Eu de asta spun că nu femeiiu, să zic, este principalul gardian, ci Comisia Europeană. Pentru că noi la anul o să, o să încheiem acordul cu Fondul Monetar Internațional în mod normal, România nu mai are nevoie de un nou acord cu fmi pentru că suntem o economie mult mai sănătoasă decât celelalte din zonă, dar standardele și condițiile Comisiei Europene rămân. Acelea nu pleacă niciodată cât timp suntem membri ai Uniunii Europene și sunt valabile pentru toate cele 28 de țări. Deci ei vor spune și în noiembrie, de aceea am spus, haideți veniți să discutăm despre bugetul pe 2015, cel pe 2014 ce e clar, e în regulă, e bine când venim și discutăm despre bugetul pe 2015, vedem atunci dacă putem sau nu să păstrăm țintele. Din punctul meu de vedere, putem să le păstrăm, dar era un moment acesta, 2014, în care după Doi ani, știți cum se spune, după ce doi ani ai fost elev cu minte și ți-ai făcut temele, ai muncit, Uh, e momentul în care uh, poți să iei niște măsuri care de fapt să stimuleze această creștere economică. Eu am discutat foarte clar cu ei și am spus, stăm bine cu cifrele, uh, nu stăm bine cu locurile de muncă pentru a ajunge la acel nivel pe care România, uh, sau de care România are absolută nevoie. Cum facem locuri de muncă? Am întrebat tot mediul privat și toți mi-au spus mai e un singur lucru, reduceți taxarea muncii, reduceți CSE-urile. Ori eu sunt convins că nu într-o zi sau într-o săptămână, nu sunt genul de măsuri care să dea rezultat pe termen foarte scurt, dar pe termen mediu și lung e o măsură foarte corectă. Spuneți-mi de ce ați preferat un proiect de lege și nu o ordonanță de urgență? Din două motive. În primul și în primul rând, neavând urgența pentru 1 iulie, am considerat că e și o chestiune de legitimitate politică. Altfel, în contextul ăsta în care România orice faci, se spune că trebuie să faci invers. Dacă e în stânga, de ce nu o în dreapta? Dacă o o în dreapta, de ce nu în stânga? Cu siguranță, am și văzut de altfel zilele astea, au, de, de ce reducești și ase? Ori eu mă duc în Parlament și în măsura în care votul va fi vasi unanim, eu cred că va fi un vot vasi unanim, e foarte greu atunci să critici ceva ce ai votat tu însuți. Și din punct de vedere politic e important ca eu ca guvern să arăt partenerilor internațional că e un sprijin politic al parlamentului pentru această măsură. Deci nu era nicio grabă, putem să o facem în mod legitim și în al doilea rând, tocmai printr-o dezbatere în parlament, să arăt exact punctele pe care le-am avut în programul USL și pe care le-am îndeplinit. Vă spun, puține guverne după 2004 pot să spună, da, am promis de la 1 la 5 și le-am făcut pe toate 5. Ori e, e un beneficiu politic pe care cred că trebuie să-l să folosim. Credeți că va promulga președintele legea? Țin în cont că ați mai avut uh, subrizea vă doar acciza pe carburanți. Câtă dezbatere a fost și câtă... Bun, categoric. Eu cred că președintele va promulga legea sau dacă nu va promulga, va trebui să explice de ce nu, pentru că și domnia sa de zeci de ori, cred că a vorbit despre reducerea taxării muncii și chiar a criticat guvernul că nu o face, adică e cumva e în situația liderilor PDL-PNL care m-au criticat până acum că de ce nu reduc ce acum acum mă critică de ce reduc. Dincolo de această discuție politică, care uneori este sterilă, ceea ce rămâne pentru, pentru firme este faptul că e o măsură bună, E o măsură salutată în unanimitate de mediul de afaceri și eu sunt acel social-democrat al secolului 21 care știu că locuri de muncă nu creează decât zona privată, nu statul. Statul ajută prin politicile sale, cum e și reducerea CASE-ului, dar până la urmă mediul privat este cel care creează locuri de muncă, care după aceea plătește taxe, impozite, din care eu pot să țin școli, spitale, armată, drumuri. Ori atâta timp cât uh, mesajul din partea mediului de afaceri privat este unanim uh, de, de acceptarea acestei măsuri, ba chiar de, de felicitare pentru ea, uh, disputele politice sunt neesențiale. Mai aveți în vedere și alte măsuri de relaxare fiscală. La un moment dat se vorbea despre reducerea TVA la și alte alimente decât categoric, tine. Și anul acesta Se Categoric, anul pe acesta acest nu mai poți să iei alte măsuri. măsuri. Ar, fi, ar fi nerealist să spui că poți să le faci pe toate odată. E până la urmă ca orice om care ajunge acasă și zice: Anul ăsta am și mașină, îmi schimb și mobila, plec și în vacanță, nu se pot face toate odată. Le-am luat pe rând. Și anul acesta este anul reducerii CSE. Anul viitor avem deja programată strategia fiscal-bugetară, indexarea pensiilor cu 4, o medie de 4,5% și un fond de creștere a salariilor, care, pe care îl vom distribui așa cum am făcut și în 2014, nu la toată lumea, foarte puțin, 2-3% ci mai degrabă țintit pe anumite categorii unde decalajele sunt foarte mari. Salarii mari nu cred că are nimeni din zona bugetară, dar cum a fost anul acesta cu medicii rezidenți, cu profesorii debutanți, sunt să zic niște priorități și ideea mea este că mai bine banii aceia pe care îi avem îi folosim pentru a în mod targetat, țintit decât să îi împărțim așa 2% și să nu simtă nimeni o îmbunătățire reală. la veniturile mici. Astea mă, refer, mă, dar... mă refer și la venituri mici, dar mă refer și la anumite categorii, cum erau medicii rezidenți. Noi n-am reușit acum să avem venituri pentru medicii rezidenți comparabile cu ce primesc în Occident. Dar înainte realmente aveau, aveau un venit rușinos, care îi afecta nu doar material, dar până la urmă și ca respect pentru Meseria extraordinară pe care o fac. La fel cu profesorii debutanți. Cum faci să-i să convingi un tânăr să rămână în educație cu un salariu absolut rușinos? Deci ideea este, un, rezolv să zic și o problemă materială fără, fără să o rezolv de tot, dar în primul rând ai un anumit mesaj că pentru societatea românească e important ce fac acești oameni. Trecând un pic într-un alt registru, puteți clarifica situația ministrului delegat pentru buget Liviu Voină, care înțeleg că intenționă... A fost foarte clară situația, e adevărat că s a, a fost, fost o mică dezinformare. Vieste... Domnul Voina și-a lămurit el însuși situația, înainte să o mai lămuresc eu. În primul și în primul rând a fost unul din principalii negociatori alături de doamna Petrescu în relația cu instituțiile internaționale și a sprijinit total ca om care înțelege cum funcționează mediul privat reducerea eu. Că s-a spus, domne, Voina nu-i de acord cu reducerea. Și a zis-o el, live, exact, la televiziunea care zicea că nu-i de acord, că e de acord. În al doilea rând, nu și-a dat nicio demisie și nici nu își va da demisia până când nu vom avea o, o discuție legată de cine vine după, cum se preiau lucrurile. Și în al treilea rând, da, a fost propus ca viceguvernator al BNR, un lucru pe care și l-a dorit de foarte mult timp, de altfel domnia s-a avut o relație tot timpul specială și cu guvernatorul Isărescu și cu prim cu domnul Georgescu, ei sunt oamenii cu care eu m-am sfătuit întotdeauna pe tot ce ține de politice, economice și fiscal-bugetare. E un mandat de 5 ani într-o echipă extraordinară și eu nu pot să-i spun Oliviu Voinea, nu, nu te du acolo. El a muncit foarte mult în această perioadă, a fost secretar de stat, a fost ministru al bugetului. Nu pot să-i spun nu te du în ceea ce înseamnă totuși un vârf profesional pentru orice finanțist. Când în primul rând e votul din Parlament și după aceea o să discutăm cum facem tranziția. În primul rând trebuie să găsesc un alt ministru al bugetului. Auzisem un zvon că o să preiau eu acel minister. nu. nu. Nu, la buget trebuie să fie cineva stabil și cu niște cunoștințe speciale, pentru că nu te joci cu bugetul țării și din punctul ăsta de vedere lucrurile sunt... Mai ales că pleacă și secretarul de stat, domnul Gherghina, care de asemenea, după 20 ceva de ani de zile de stat în minister, este până la urmă merita o nominalizare pentru bordul BNR, o ideea de tranziție eu o fac cu cei doi, pentru cu care de altfel am lucrat foarte bine, chiar dacă nu sunt ei cei mai populari oameni din guvern. Dar eu am lucrat foarte bine și m-au ajutat întotdeauna să iau deciziile corecte. Domnule prim-ministru, guvernul trebuie să desemneze un comisar european din partea României. A spus că vă doriți să păstrăm agricultura, așa v-ați dori. Se pare că e destul de dificil. Dacă nu e agricultura, ce poate fi? E o situație un pic ciudată, ca să nu spun altfel, și nu vreau să intru în polemici, dar, într-adevăr, conform regulamentelor Uniunii Europene și legii naționale, Comisarul European este desemnat de către guvern, însă eu nu particip la negocieri, participă președintele țării care merge la Consiliul European. E ca și când eu trebuie să cumpăr o mașină pe care n-am văzut-o niciodată, o negociază altcineva în numele meu mai ales o negociază domnul președinte Băsescu cu care n-am, să zic, o relație instituțională foarte apropiată, nu m-a întrebat. A fost deja o întâlnire. A fost pestele. și va fi încă una la sfârșitul lunii iunie. Eu aflu ce se întâmplă acolo, în general, de la ceilalți prim-ministri care îmi sunt colegi și prieteni și îmi spun. Eu nu aflu de la președintele meu ce se nicio întâmplă. Nu discuție după acea reuniune informală? Nu, n-am avut. Am avut o singură discuție, cred că în urmă cu mai bine de două luni, în care din punctul ăsta de vedere, da, ne-am pus de acord. Am spus, domnule, obiectivul principal e să păstrăm agricultura pentru că e un portofoliu important. Dar n-am avut nicio altă discuție ce se întâmplă dacă nu putem obține agricultura. Așa încât, ce să spun, nu pot decât să sper că președintele va negocia bine în numele României. E o situație cu totul și cu toată. Bun, da. eu repet, eu pot să am uh, cu informații pe căi informale de la ceilalți prim-ministri, dar uh, asta înseamnă, de fapt, pentru România o putere foarte slabă de negociere. Pentru că toți cei de acolo știu foarte bine că negociază cu the wrong person. Adică știu foarte bine că negociază cu o persoană, cu președintele, care nu poate desemna comisarul. Știți că s-a vehiculat numele fostului negociator șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș. Cum priviți această nume? Am o părere excelentă despre Vasile Pușcaș și cred că e unul din cei mai bine pregătiți români pentru o asemenea funcție. Dar nu a fost absolut nimic concret, pentru că și Vasile Pușcaș e un tip foarte Așezat, așa și nu este genul care să spună, domnule, nu contează ce portofoliu avem, punem numiți-mă pe mine. Deci, ideea este, în primul și în primul rând, să știm ce portofoliu avem, după care să cauți un profil uh, profesional uh, care să corespundă. Uh, pentru că acest comisar pe care românia îl va propune, oricum, trebuie să treacă mai departe de audierile din Parlamentul European. Audieri care nu sunt, în niciun caz, ușoare. Însă, repet, probabil după 27, sper să aflu de la alți prim-ministri dacă România sau chiar de la domnul Juncker, dacă va, fi, dacă va fi desemnat, să aflu de la ei ce primește România. Ceea ce, sincer, nu e în regulă. În plan politic, cred că suntem în fața unei premiere cu patru luni de campania pentru prezidențiale. Marii competitori, fie că sunt de la putere, fie că sunt din opoziție, nu au anunțat oficial un candidat pentru prezidențiale. Cum s-a ajuns la situația asta? Mai ales că dumneavoastră spuneați că după europarlamentare, lucrurile se vor clarifica pe scena politică. Păi s-a ajuns prin ceea ce eu am considerat greu de anticipat poate că am fost mai naiv decât alții, și anume prin ruperea USL-ului. Până în luna martie și guvernul pe care îl conduc și coaliția pe care o conduc și partidul PSD, am fost absolut convinși că avem o decizie luată în congres de altfel, de a-l susține pe Crin Antonescu pentru funcția de președinte și sincer eu cred că nimeni nu putea să-l învingă în noiembrie pe candidatul USL Crin Antonescu. Oricât ar fi fost alți competitori, un, un candidat al U.S.L. era favoritul incontestabil. În momentul în care s-au întâmplat două lucruri, primul să zic anticipat de unii, și anume ruperea U.S.L. Al doilea cred că neanticipați, și anume retragerea domnului Antonescu totală de pe scena politică, pentru PSD și aliații noștri, UNPR, PC și UDMR, am văzut că a, a anunțat deja acest lucru. Ideea este de a avea un candidat al, al nostru care aproape sigur va intra în turul 2 iar în partea dreaptă sunt nu știu, domnul Iohannis, domnul Predoiu domnul Mihai Răzvan Ungureanu domnul Cristian Diaconescu foarte mulți candidați. Deci cred că până pe 2 noiembrie bătălia este de fapt cine intră în turul 2 contra candidatului nostru. Ori din punctul ăsta de vedere e un lucru bun pentru noi. De ce? Pentru că putem să ne concentrăm la cei cel mai important, la guvernare. Dacă am fi stat prins și eu și colegii mei numai în ideea de campanie electorală, în mod sigur guvernarea trecea pe locul 2. Ori așa, noi putem să ne vedem de guvernare și o să vedem după 2 noiembrie cine este competitorul în, în turul 2. Dar, dincolo de asta, eu cred că s-a pus, și așa cum mă uit, s-a pus, pus carul înaintea boilor, în sensul în care există foarte multe discuții că o să fie X sau Y sau Z cine poate să-l bată pe ponta cine poate să-l bată guvernul de ce zic că s-a greșit și întâmplător am văzut un om cu experiență multă, domnul Țiriac care nu are nicio treabă cu politica, dar care a repus lucrurile în, în matca lor normală și anume întrebarea este ce trebuie să facă viitorul președinte Trebuie să se priceapă la politică externă, trebuie să știe ce înseamnă securitatea națională, trebuie să știe ce înseamnă raporturile între justiție, parlament și uh, guvern. Trebuie, nu știu, să vorbească limbi străine, să aibă uh, să știe instituțiile europene. Și după ce faci portretul, spui, numai cam așa, cum se face de fapt într-o firmă privată? Întâi spui ce vrei pentru postul respectiv și după aceea îi chem pe oameni la interviu. La noi s-au prezentat la interviu oameni după care află că, de fapt, ei nu se pricep nici la uh, politică externă, nici la securitate națională, nici la instituții publice române sau europene. Ori uh, de aici cred că e o mare confuzie. Faptul că uh, n-am definit fișa postului, i-am definit pe doritori. Apropo, și de discuția despre că Comisarul European, păi întâi știm ce portofoliu avem și după aceea vedem nume, te pricepi la acel domeniu, că doar la agricultură nu o să mă duc eu să condesc contra domnului Cioloș, că e, ar fi ridicol. La fel și cu președintele. Spui că vrei președinte, ok, e foarte bine, cred că toată lumea vrea președinte. Întrebarea este: știi ce presupune să fii președinte? Ești pregătit? Ce notă îți dai tu însuți sau după aceea publicul? Pentru aceste domenii, care conform Constituției intră în fișa postului. Așa încât, până în septembrie, poate că lucrurile intră în făgașul normal. Categoric, însă, PSD și aliații săi vom intra într-o procedură de desemnare a candidatului și noi l avem pregătit pe candidat. Da, mă rog, este o listă scurtă. Foarte în PSD, scurtă, da. În care spuneați, dumneavoastră ați scurtat-o spre nemulțumirea unora că sunteți dumneavoastră și domnul Oprescu. Vă contrazice însă domnul Joană care spune că Sorin Oprescu e o non-soluție, dânsul este dispus să candideze. Credeți că e viabilă o nouă candidatură a lui Mircea Joană? Nu pot să mă pronunț eu asta. Poate se pronunțe doar partidul în ansamblu său, pentru că atunci când candidezi în partea PSD, PC, UNPR, trebuie să-și fie de acord și cei trei. Deci, că nu mă refer doar la desemnare. Și mă refer la nu. șansele reale dacă ar exista o asemenea desemnare. Haideți să desemnăm candidatul și am apreciat foarte mult că domnul Joana a spus foarte clar, dom'le, dacă e altcineva desemnat, îl susțin cu toată Așa inima și ăsta e un lucru normal, pentru că și noi l-am susținut în 2009 indiferent de uh, dorințele de atunci și uh, din punctul ăsta de vedere noi vom fi uniți Ceilalți categoric vor fi dezbinați și atunci mesajul nostru trebuie să fie cât mai clar pentru ca oamenii să-l perceapă ca pe uh, o chestie foarte clară. Și anume, facem schimbarea nu doar de la guvern și la parlament, ci facem schimbarea și la președinte, schimbarea unui regim contra căruia noi am luptat 10 ani de zile. Credeți că ne putem aștepta și la candida surpriză, anunțuri surprize în preajma campaniei electorale? Nu, nu cred, sincer. Pentru că pentru funcția de președinte nu poate candida chiar oricine. Sunt niște criterii de notorietate, de sprijin politic și mă întorc fișa postului. Niște cunoștințe la care trebuie să răspunzi. Pe o, și de, niște întrebări pe care nu poți să le ocolești. Care e prima problemă de politică externă a României, dar de fapt de politică internă? Moldova. Ai fost la Chișinău, îi cunoști pe liderii de acolo, știi cum poți să-i ajuți, ce vrei să faci pentru ei. Și așa mai departe. Nu poți să eviți aceste răspunsuri dacă vreți să fii președintele României. Aveți o listă scurtă și de candidații ai dreptei care să vă dea oare ce emoții pentru Cotroceni? Toți contracandidații sunt puternici și eu uh, mi amintesc foarte clar și în 2004 și în 2009 că, sigur, la diferențe foarte mici, dar candidații noștri au pierdut. O idee este că repet, oricine va intra în turul 2 din partea dreptei, e un candidat puternic prin simplu fapt că încearcă să-i reunească pe toți ceilalți și dacă nu tratăm cu foarte mare seriozitate, putem să pierdem a treia oară. Dar, în același timp, eu cred că am învățat destule din trecut și putem să evităm greșelile. Domnul Iohannis și alți liberali spun că vă temeți de această unificare a dreptei și că încercați să o împiedicați susținând din umbră grupul de inițiativă pentru păstrarea identității liberale a domnului Tărician? V-ați exprimat bine. Domnul Iohannis și liberalii. Că nu există nicio legătură între dânsii. Eu sunt mai liberal decât și domnul Iohannis. Liberal. Eu sunt mai liberal decât domnul Iohannis, măcar pentru faptul că în 2012, în, în cadrul USL, în care domnul Iohannis nu făcea parte, ne-am luptat cu partidul domnului Băsescu. Măcar pentru faptul că am aplicat la guvernare măsurile propuse de liberali, exact de acei liberali care acum am văzut că îți dați afară domnul Taricianu, domnul Chițoiu, domnul Silaghi. Deci ceea ce am stabilit cu Partidul Național Liberal și ceea ce a atras voturile electoratului PNL, noi am făcut și am făcut cu acești oameni. Că am spus în glumă, că dar nu, în realitate, sunt mai liberal decât domnul Iohannis. Nu sunt deloc mai liberal decât domnul Tăricianu care în urmă cu 24 de ani a fondat PNL-ul sau decât ceilalți. Așa încât când vorbesc de liberali, eu vorbesc de cei care într-adevăr au participat la formarea USL, au participat la programul de guvernare, au adus niște idei liberale foarte bune. Toate cele trei le-am și pus în aplicare. Mai departe, ideea de a se face un singur partid... Ideea lui Traian Băsescu din 2005 Toți cei care erau pe atunci În politică și aduc aminte foarte clar Că în 2005 Traian Băsescu a vrut Fuziunea PNL-PDL Un mare partid În PPE Care să Ori e, e vedeți, istoria e ciudată Deci nu i-a ieșit în 2005 Și iese în 2014 Exact când pleacă Mi se pare un semn de miopie politică Să faci în 2014 Ceea ce nu i-a ieșit în 2005 Domnului Băsescu și ultima chestiune, ce șanse mai dați intrării PPDD în guvern, în condițiile în care atât partenerii noastre se opun acestui demers, dar și faptul că negocierile au cam trenat. Nu, ideea de colaborare cu PPDD a venit dintr-o realitate politică. Faptul că în 2012 noi am participat în alegerile locale, că despre local e vorba, ca USL am schimbat în toate județele, cu excepția Arad și Alba, dacă nu mă înșel, conducerea PDL. Și acum, după 2 ani, fără alegeri, fără să s-a schimbat decât o înțelegere între domnul... Aici domnul Blaga a fost mult mai deștept decât liberalii, i-a luat din USL și, și a revenit la guvernare. Ori noi am fost obligați, ca, că nu există o, o, altă formație, nu există pe pdd ul în consiliile județene, cred că în toate consiliile județene, nu știu dacă e o excepție, să facem majorități cu ei. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost o, o negociere forțată de ceea ce s-a întâmplat PNL-PDL. Și mai un lucru. Eu vreau ca acest guvern să reprezintă pe cât mai mulți din cetățenii României. PPDD-ul a obținut în 2012 un scor semnificativ, nu știu, peste 10%. Ori eu am obligații ca guvern, chiar dacă îmi place sau nu îmi place de liderul formal sau informal al partidului, eu am obligația să guvernești pentru cei 10%. Și sunt, în general, un electorat mai de stânga chiar decât al PSD-ului, cu probleme sociale, cu probleme importante, economice. Ori, dacă eu pot să-i reprezint, o fac cu toată convingerea. Mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc!